Hai că mă duc până la stelică asta, băieți, să vedem dacă a venit acasă. Cam am fost și mai devreme, dar nu era. Și acum că am venit, ia să-l vedem dacă e acasă. Femeile astea au plecat. Ia că o fi pe aici. S-a încins stărița în el, bă. Hai să-l vedem. Pe ăsta. A venit, stelică? Ia vino, muco, hai. Hai, ia vino, cheamă poliția. Băi, ia vino, muco, la gară, să nu vin după tine. Vino cu a. Vino cu a, am zis. Pe cine înjuri, mă, tu? A? Păi, de ce să nu te filmezi? De ce să nu te filmezi? Păi da, bă, dar de ce vorbești urât, mă, tu? Așa, și de ce? N-am voie să te filmezi? De ce? Ia că te filmezi mai bine. Păi dacă bați vlogger, da. Poro pe YouTube. Cum te cheamă? Poro, frate. Oh, și-o mai vii de acasă. Haide, mă, vină în coadă, de ce înjuri? Dar de ce înjuri? Bă, dar de ce mă înjuri, mă, că te-am înregistrat? Că... Bă, m-ai înjurat și m-ai amenințat? Băi, țărănușule, vezi că vorbești prost cu cine nu trebuie. Păi eu te filmez de când am intrat aici, băi, țăran obosit. Da, bă, că bați femeile, băi, țăranule, bați femeile. Ai 50 de ani și stai cu una de 14 ani. Și mă filmează, mă rog, pe YouTube, un altă face bani cu mine, acum vin chiar la nevastă mea, la vecină aici. Care nevastă ta, băi, la fita, băi, care are 17 ani, nu-i nevastă ta? Care nevastă? Da, mă, cheamă odată poliția, mă. Băi, vii, mă, la gară să vorbești ca bărbatul sau ești femeie? Păi nu, e că să iei la pantălică, când mă bat cu el. Cine a zis, mă, să te bați, băi, drogatule? Poți nu e de la București. Băi, cine să se bată, mă, cu tine, drogatule? Nu vezi cum arăți? Nu e drogat, e drag de mâncat. Observ că e nemâncat. Da, aia înjură? De ce mă urmărești pe mine, că de ce să spun? Că ne faci pe noi handicapați pe YouTube? Băi, ești, mă, afară, mă, să vorbești sau stai să... Da, vin la mine, că de ce că l-am amenințat? Băi, bă, n-au zis, ce costă la mine, scurte, ce drag... Păi, dar de ce mă ameninți, băi, martalogule, băi? Nu te-a amenințat nimeni să te bate. Păi, nu ai să mă bată, că e greu de bătut. De bătut e greu să mă bată, stai liniștită. Ha, mă, vine poliția, că stau aici. Și de ce ne bași pe noi handicapați, bă? Da. Vine poliția, mă, că stau aici. Da. Dar de ce m-ai înjurat? De ce m-ai înjurat? Da, vină, mă, încoa. Băi, ești bărbat, mă. Păi, da, vorbești. Păi, ia, vină, mă, la poartă, mă. Ești bărbat sau femeie? Stai să vorbești. Dar de ce m-ai înjurat? Bă, cum nu m-ai înjurat, mă? De ce vii la mine? Ia. Că tu iei. Cine mă de la poliție? Cine mă de la poliție? Ce ai zis că ți-ai soacră mea că a murit Iulica cu ardei în gură? Uite, ai și pornit. Păi da, mă, ea a zis. Ea a zis? Da, e filmată. Unde a zis că e filmat? Ea a zis? Da. Uite, ai pornit camera, te rog frumos. Nu mai țipa. Eu cred că n-a zis. N-a zis că are ardei în gură, ea? Așa, are filmare, un băiat. Păi da, ea a zis, da, ea a zis treaba asta. Păi da, mă, ea a zis. Am zis eu. Băi, omule, n-are cum. Ia taci, mă, că nu te dezbăr. Păi închisă, mă, acum. Băi, închisă. Băi, închisă, mă. Dar de ce vorbești urât? Te-am întrebat mai devreme. Păi, bă, n-auzi. Tu de ce intri în curte la mine și îmi spui intri în curte? Băi, Stelica, ce faci? Dar tu de ce bați, mă, femeile? Că vreau. Că vrei? Da, că vreau. Hai, mă, să te bați cu mine acum, vrei? Hai să ne batem. Eu n-am vrut de mine pe cu tine, mă, n-auzi. Păi, dar de ce bați, mă, femeile? Vreau cu mă team de mult cu tine, mă. Ia, mă, să ne batem. Bă, ascultă-mă ce zic eu. Ce vrei? Eu dacă îți dau doi pumni. Deci dacă îți dau doar doi pumni,
Ascultă ce zic eu, că te învârți pe lumea cealaltă. Bă, de ce vorbești, mă? Băi, tași, mă, din gură. Bă, mine n-ai cum să mă bați, mă. De ce? De ce n-am, mă? Asta e pe o proprietate. Dar de ce? Băi, vii la mine și spui de mine să stai puțin că... Ce proprietate privată, mă? De ce cu ce pula mea vorbești așa într-una cu mine? Băi, eu am încercat să te ajut pe tine și tu acum ce faci? Băi, mine cu ce să mă ajut pe mine? Tu faci bani pe treaba asta, mă, băiatului. Fac bani? Păi ce bani fac, mă, eu pe treaba asta? Faci bani, mă, lasă-mă, dracu. Fac bani? Faci bani. Câți bani am făcut, mă, eu pe tine? Ia, că-ți dau eu acum de 10 ori mai mult. Câți bani am făcut pe tine? Cât? 10.000 de euro? Hai, mă, lasă-le. 15.000 am făcut, da? Bani, mă, lasă-mă, bani. Nu mai spune că ai făcut bani, mă, băiatule. Bani mulți am făcut? Mă, ți arăt acum să vezi câți bani am făcut? A? Îți arăt acum să vezi că de la videoclipul ăla au strâns 15 dolari? Îți arăt acum? Da. Mă, îți arăt acum să vezi? Nu mă interesează. Băi, fii atent. Băi, ascultă-mă. Băi, ascultă-mă ca să vezi că ești prost și vorbești cu cine nu trebuie, cum nu trebuie. Băi, faci tu. Băi, ascultă-mă. Sunt prost, mă faci tu, dar nu mai. Bă, tu ascultă-mă ce zic eu, nu te mai mișca. Stați acolo. Ia plecați acasă că m-ai enervat și voi. Băi, ia nu mai țipa, mă, alo. Gara. Păi pe tine am încercat să te ajut și ce faci acum? Pe mine ce fac eu dacă asta îmi place să fie dreptatea? Pe mine nu m-a filmat. Că cine te filmează? Păi da, cine te filmează? Eu am, bă, pe mine m-a sunat lumea că m-a amenit pe mine pe aici, mă, că te-am filmat. Eu sunt în, sunt pe spațiu public, da? Alo. Păi da, poți să afli peste tot. Băiatul ăsta e puțin. Poți să afli peste tot. Ascultă-mă puțin, băiatul. Așa. Tu nu ai voie să intri în curte la mine. Da? Nu ai voie. Da? Nu ai voie. Dă-mă în judecată dacă n-am voie. Te dau, să știi. Ia, dă-mă în judecată. Te dau, da. Să știi, te dau. Hai, dă-mă în judecată. Să știi că am vorbit cu un avocat. Așa, foarte bine. Vrei să-ți dai eu bani de avocat? Nu, n-am întrebat că am bani. Dar de ce mai maniți? Păi de cum? Adică eu am fost prost, m-am trezit de somn, am fost în mamur așa, de la muncă, una vitu și mă întrebe nici. Bă, dar tu cu cine crezi, mă, că vorbești? Păi da, tu spui mie că ești de la poliție, că una că cine azi, mă, că e de la poliție, mă? Păi tu ai zis că eu. Bă, ia taci, mă, ca să vezi că ești încă o dată cât de cât ești de prost. Ca să vezi din vlog când am intrat la tine că mi-ai dacă sunt la pro. Păi dacă ai intrat fratul și ias că cine șansă că sunt un băiat de la București. Hai să ți arăt să vezi. Stămână, ești eu, mână, bă, păi cine azi, mă, că e de la poliție? Bă, tu ai zis că cercetezi cazul un alt așa, pa, că. Da, mă, păi dacă vine lumea să zică că bați femeile, ai bătut-o pe măsa. Ia, vino cu acei. Păi, mă, să... Ia, taci. A fost și poliția, omule. Ia. Ia, uite-te. Hai să vedem. Unde... Unde am zis eu că sunt de la poliție, când ai venit-o? Că ești că și mă zic că nu am dar nu mi-ai zis că nu, uite. Uite, fii atent aici. Sare, frate, tu în curte? Sare, da? Sare că nu merge poarta. Da? Și uite, când intri tu acum... Uite, hai să vezi unde zic eu că sunt de la poliție sau ceva. Păi tu ai zis că citezi cazul și mi-am dat seama că ești de la poliție. Zis, bă, păi, de la poliție. Păi, nu mai, bă, păi m-ai întrebat tu dacă sunt și ți-am zis că nu. După aia mi-ai zis de la protecția copilului, nu. După aia m-ai întrebat, ești de acolo, ți-am zis nu. Nicoleta, sună Stelică. Ți-am zis că nu sunt de la nicăieri. Eu ți-am zis că sunt un băiat venit de la București special, că am văzut cazul ăsta, când tu ai bătut-o pe maică păi, sa. Păi tu n-ai văzut cazul, după cine ai filmat, ai văzut cazul? Da. Tu filmat, cine ai mă, tu ai TikTok? Da. Ai TikTok? Da. Păi vezi că eu înainte să filmez, tu ești pus pe TikTok, mă, te-au pus copiii ăștia pe TikTok. Păi de unde știi că am bătut? Păi nu era nici la coașa, mi-am dat o persoană. Da, așa, că te caut eu imediat să vezi. Până să vin eu aici, înțeles? Până să vin eu aici. Mie mi-a zis unul în felul următor, că de-aia nu veneam eu la tine, că mie mi se rupe că stai tu cu eu, am încercat pe ea să o ajut, ai înțeles? Eu nu sunt fraier cum sunt ăștia pe aici, de te știe pe tine, de frică. Pentru mine tu nu reprezinți nimic. Ai înțeles? Pot să-mi fac 3000 de fapte cu tine, dar ești un om nesemnificativ pentru mine. Că vorbești prost și mă înjuri. Băi, ascultă-mă, uită-te la mine când vorbesc cu tine. Te-am respectat? Băi, băiatule, ți-am zis. Băi, te-am respectat? Dar de ce nu aud? Tu vine și băi, spune, băi, Stelică, vreau să fac și eu vlogul ăsta așa cu tine, așa. Păi cum o să fac cu unul să te rog frumos pe tine, tu care bați femeile, să te rog frumos? Eventual să zic, dăm și două palme să te filmezi. Bă, tu te auzi ce zici? Păi, tu te auzi ce zici? Dar tu n-ai dreptul să mă filmezi pe mine, n-auzi. Păi cum o să n-am dreptul să te filmezi? Păi, nu ai tu dreptul. Domnule, da? Cine ți-a dat ție dreptul să mă filmezi pe mine? Dar ție cine ți-a dat dreptul să vorbești prost de mine? Păi, dar n-am vorbit de tine, am vorbit. Păi fii atent ce zic eu, dacă tu vreodată în viața ta vei intra în curtea aia, că așa am auzit pe la bar pe acolo, că ai tu, că vrei să intri, eu îți jur pe cea mai scump, că tu o să fii femeia satului ăstuia aici. Ai înțeles? Dar tu o să fii femeia satului. Bă, ți-aduc 500 de oameni în satul ăsta. Și îți garantez că tu ești doar cu scrisoare din curtea asta. Dacă nu vrei să te terorizezi. N-am făcut dacă... râd, dracu. Bă, tu ești... Vrei să nu mai zici iardă în curte? Bă, tu pe cine... Ia dă-mă acum telefon. Ia dă-mă telefon. Ia dă-mă telefon. Asta voiam să aud. Exact asta. Ia dă-mă două telefoane, că asta voiam să aud. Ia dă-mă să trească... Bă, să trească ție familia ta dacă tu dai două telefoane să vină țiganii peste mine, dacă nu ești mechi. Băi, dacă tu dai două telefoane să vină cineva peste mine, ascultă-mă ce zice fratele tău. Eu îmi dau foc la mașină, te las să mă bați până plâng, mă pun în genunchi și plec la București în genunchi.
Dacă tu aduci pe cineva să intre peste mine sau să-mi facă mie cineva ceva și îți dau și câți bani vrei tu. Bă, în momentul ăsta tu m-ai amenințat. Tu știi că ești dușmanul meu numărul 1. Și acum dacă îți dau un punct te bag prin gardul ăla. Tu mi-ai zis mie că vine 20, vine 500 de inși. Păi da, mă, ca să vezi cât de penal ești tu ca și om, că asta ai zis la bar tu. Că tu vrei să-ți faci tu legea aici, că mă cauți. Uite, am venit aici, că m-ai căutat. Uite, mă, spune-mi în față dacă ești bărbat ce ai. Măi, băiatule, da. Te rog frumos, da. În ziua acum așa, da. Da. Tu nu mai mă filmezi pe mine, nu ba mai da, mă da, mai rău te filmezi. Nu mai mă cauți. Mai rău te filmezi acum. Mai rău. Hai să-ți arăt și câți bani am făcut. Vino încoa, vino încoa să-ți arăt și banii. Vino încoa, mă. Bă, vino mă să-ți arăt banii. Păi vino mă încoa să-ți arăt banii. De azi înainte ești dușmanul meu numărul 1 aici. Dacă vin să ne filmezi în curtea noastră. Păi, acum ce faci? Te-ai dat fetiță? Ce? Pe la 1 noaptea ne găsim? Nu, pentru unii ca să ne găsim mai unde. Ha, hai că abia aștept. Ai grijă. Hai, mă ameninți încă o dată, nu? Bă, dar vină mă încoa, de ce vorbești ca femeile, mă, pe după gard? Păi vorbești pe după gard? Bă, ai zis că ne vedem, ai amenințat că ne vedem. Bă, dar de ce mă ameninți în continuare? Încerc eu să te întreb. Păi uite, acum mă faci, să te bat că mă ameninți. Păi dar de ce mă ameninți, mă? Bă, vină mă încoa, mă, dacă ești băiat. Vine mă poliția sau nu, să știu dacă mai stau. Păi să stau aici, să nu plec. Da, vino încoa să vorbești cu mine. Vino încoa să vorbești cu mine. Ai plecat? Hai că stau aici, să vină poliția. Uite aici stau. Și o să aștept și diseară să vedem ce o să-mi faci tu mie diseară. Ha, o să văd, da? Bine, Stelică. Hai că o să vedem ce o să-mi faci tu mie. Da. Păi nu, stai așa, să te filmez puțin mai bine, că nu se mai vede. Stai așa. Păi uite aici sunt. Da, băi, ați auzit pe interlopul ăsta mic ce are el de gând? O să mai stau aici, mai am foarte puțină baterie. O să opresc camera și când vine poliția o să-i dau drumul. Sau dacă mai ții ăsta ceva. Da, pe tine te filmam. După ce te-am ajutat, te-ai făcut frate cu drag. Nu te-am ajutat. Atunci îți meri soarta să te bată. Îți meri soarta. Să distrug familii? Am înțeles. Da, mă, deci vedeți, să faceți o faptă bună, băi. Să ajutați lumea. Exact. Hai că mă stau aici până vine poliția și vorbim după aia. Bună ziua. Salut. Agenda finală de la secția 1 Slobozia. Profesor Alexandru. Da, ce problemă? Am văzut... Ce s-a întâmplat zilele astea? Hai ca aici? Să zic, eu sunt vlogger, cum a zis individul ăsta. În momentul de față filmez, nu te filmez la față, stai liniștit. În sat aici văzând copiii că eu fac vloguri și de-astea mi-a zis, bă, vezi că e unul în sat care a murit și vine să vorbești despre cazul lui. Băia, fratele ei. Mm-hmm. Am venit, am vorbit cu maică-sa, nu știu ce, din vorbă în vorbă ne-am dat că... Ăsta a bătut-o pe maică, s-a o bate și pe fata asta, că ea are 17 ani, că el are 44 de ani. Da. Așa. Mi-a zis maică-sa că e foarte agresiv, nu știu ce, și am venit prima oară să vorbesc cu el. Foarte de treabă. Chiar mi-a plăcut de el. Mi-a zis că e muncitor, că e nu știu ce, că își vede de treaba lui. E, și acum s-aud eu de la București că ăsta se duce pe aici, pe la bar, pe la astea, să zică că intră peste mine în curte acolo, că își face el dreptate. I-am zis în felul următor. Eu nu știu dacă mă cunoști, nu vreau să mă cunoști. Da. Dacă vrei să... Că am înțeles că voi ați mai venit de multe ori, i-ați dat amendă, avertisment. Că nu s-a înțeles. Uite, femeia de la poartă, care e acum, o oră am filmat-o și mi-a zis numai de rău de el. Acum, că el aici, m-a băgat pe mine, înțeles? Adică eu am filmarea, poți să o găsești pe YouTube, poro, când vrei tu, mâine dimineață e pe YouTube înapoi. Conflicte ceva? N-am avut niciun conflict. Deci eu n-am avut conflicte cu el. Când a început să mă amenințe mai devreme, i-am zis în felul următor, dacă mă ameniți, hai să ne batem, dacă vrei. Și e smardoi, că bați femeile, o bați pe aia care are 30 de kg și are probleme la cap, bate-te cu mine dacă vrei să te bați, nu? Că așa mi se pare normal dacă ești bărbat. Da. Nu bați femeile. Zice, ai zis mă că ne vedem la noapte? Ți-am zis, dar ce ai zis, că ați zis 500 de inși? Da. Ce îmi faci la noapte?
sens să nu ne găsim pe asta. Poți să-l împuși dacă intri la mine în curte? Dar nu intru în curte la tine. Dar unde? Dar nu intru în curte la tine, ce poți să intru în curte? Băi, ascultă-mă că sunt cu nevastă mea și cu fiul meu. Amenințările. Eu n-am lege, îți mulțumesc. Eu n-am lege. Dacă tu vreodată, că eu de-aia am venit mai mult de la București, că eu am nuntă, trebuia să fiu în altă treabă. Dacă te prind vreodată că intri acolo să faci ceva, că ai mai intrat la oamenii ăștia, că de-aia femeia aia, păi eu am filmat o oră și îmi zicea de rău de tine și acum dintr-o dată s-a sucit că ai venit tu, am înțeles șmechiria, ai înțeles? Ce șmechiria? Că e frică de tine. De mine? Da. E frică de mine, de mine. Mie mi-e frică de mine. Mă, la toate femeile le e frică de tine că tu ești agresiv. Terminați, amiabil să nu... Caută frate pe YouTube Poro și o să vezi toate videoclipurile de acolo, când ai tu timp să vezi. Am zis eu că e agresiv? Ce violență, bă, ce violență, că pe mine nu mă bate. Sunt să vă duceți la el, dacă vă doriți. De unde sunteți? De la București sunt eu. La București? Da, am înțeles că dă în mama ta și mă duc să vorbesc cu el, să vedem de ce o bate, de ce dă în ea. E acasă acum, zici, nu? Da. Deci unde zici că... Da? Hai sună-l tu mai bine atunci și spune-i să... Iasă la poartă, nu? Da, 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 că nu știu eu unde stă el. Să vorbesc și eu cu el. Dar în tine dă? Te-a lovit pe tine? Mai dă așa cu decât. Mai dă așa. Păi și de ce mai stai cu el dacă dă în tine? Nu mai pune mărturie minciunată, nu mai te ține după mine, domnule. Vine după mine după stradă și zice, te-ai mis-a fi el. Bă, te-am ajutat. Nu, cu ce m-ai ajutat? Ca să mă ia... Cu ce ești totul? Și de ce vezi acum? Ia, două secunde. Păi nu, că ai zis că nu te-am ajutat. Păi cu ce ajutat? Ce minte, păi, cu ce minte? Cu ce m-ai ajutat pe mine? Hai spune. Să-mi faci mai mult rău. Spune și cu ce ești totul tu? Cu ce m-ai ajutat? Păi atunci uite-te pe YouTube, poate ai uitat cuvintele. Am uitat cuvintele când ne făceai ani capați. Am zis eu asta vreodată? Că am zis eu asta? Păi eu mi-asum. Dar nu sunt proastă, nu, am văzut și noi târziu. Bine, mă, fetiță, du-te că am încercat să te ajut. Am văzut ce fel de femei. Cu ce ești rău ajuns tu? Cu ce ai încercat? Cu ce ai tot tu? Spune și mie, cu ce ai tot tu? Bă, nu e normal tu la 44 de ani să stai cu un copil minor. Cu ce stau? Eu pot stau și cu una de 15 ani, dacă e de acord cu mine. Păi atunci să fim în spațiu public să te ia lumea. Dacă e de acord, stea cu mine. Nu mă interesează, mă, poate să fie și Klaus Iohannis, nu mă interesează pe mine. N-auzi că nu mă interesează de domnul șef al tău. Pe mine m-au sunat, nu pot să dau numele la o televiziune că o să apară pe YouTube, ai înțeles? Și au vrut să facă aici cazul special și le-am zis, nu, nu are rost. Dar acum că am văzut că ești periculos și astea, păi o să fii tăticu. Dacă ți-a plăcut... Și la acces, păi dacă ți-a plăcut să fii rău și să mă ameninți... Bă, mi-ai zis că ne vedem noaptea pe stradă? La mine, în Berceni, asta pe stradă înseamnă că ori mă omori tu pe mine, ori te omori pe tine, din două una. Deci dacă tu o dai cu de-astea de cartier și tu nu ai nicio treabă, îți zic mai bine să-ți vezi de nasul tău. Ți-am vorbit frumos. Stai la un loc frumos, nu mai mă filma, nu mai vii pe mine, mai mă filma pe mine. Păi de ce să nu te filmezi? Dai băi, mă filmezi pe mine în curte, nu-ți fac eu. Dă-mă în judecată. Bă, am intrat prin nefracție în casă la tine? Păi n-ai intrat în curte la mine. Am intrat prin nefracție, te întreb. M-ai invitat fratele tău? Ok. Dacă fratele tău a zis că poți să intru... Doamnă, veniți puțin, că mai devreme v-am filmat și mai devreme erați contra lui. Acum, dintr-o dată, sunteți cu el? Să știi. Te ajute să îți facă un control. Păi atunci te complaci în situația asta și o să stai aici și o să vezi ce se întâmplă. Și tu, dacă ai avea mentalitatea să fii o fată cu capul, bă, n-ai mai fi aici. Păi? Treaba ta, eu ți-am zis, uite, că-ți vine și... Dumnezeu mai ține și cu tine, de ce nu vrei să faci așa? Poate să vă uite. A filmat-o. Păi erați la poartă, nu pot să vă filmez? Am filmarea toată, da, am filmarea aia, eu de-aia merg. Când ai trebuit să te dai la mine, să mă bat? De ce? Să te bat? Păi dar nu puteam să te bat de 10 ori, mă, până acum, nu puteam să te bat de 10 ori. Stai la unul, mă, băi. Păi uite, vezi de ce mă instigi? De ce mă instigi? Eu ca tine nu iau la chirurg, să știi. Bine, uite, bă, dar de ce mă instigi? Păi cu e frică? Eu am camera, eu am filmat de când am venit, cum să-mi fie mie frică? Chiar nu-și au rost. Crezi că mi-e frică mie? Da, mi-e frică să mă filmeze. Păi ești pe drum public, cum să nu te filmezi? Dar în curte, de ce mă filmezi în curte? Dacă mi-ai dat acordul, frate, tu să filmezi? Dar ai treabă cu... Tu n-ai treabă tu cu fratele meu. Și păi cum? Păi dacă tu intri la mine în curte și zice nevastă mea, poți să filmezi? Să nu mai băga pe frate. Dar n-ai treabă tu. Să nu mai bagi pe frate. Nu stați în aceeași curte? Da, frate, nu mai e. Păi și?
Păi când era atunci, nu era el în curte. Prin infracție era să sarp, să filmez, să... Era altceva, dar m-a invitat. A fost invitat de fratele Matalei. Eu te-am întrebat altceva. Ai recunoscut pe cameră că ai bătut-o și pe ea și pe maică-sa. Și când a venit poliția, nu ai la poliție, tot, da, ce? Păi și nu trebuie să te vadă lumea în spațiu public, că bați femeile? De ce să mă vadă? Păi că ești periculos. Bă, m-ai amenințat, ești un pericol public pe stradă. Da. Eu acum cu dovezile mele pot să mă uit să-ți fac plângere, dar nu vreau să-ți fac plângere ție. Păi nu vreau să-ți fac, mă, că ești un om simplu. Du-te, mă, n-am să fac plângere. Păi te vezi, vorbești și cu du-te, bă, du-te cu asta. Du-te și fă plângere, mă, păi nu vreau să-ți fac plângere, mă, că eu nu sunt cu poliția să-ți fac plângere. Eu nu-ți fac plângere. Tu ești un agresiv și trebuie să fii tras la răspundere de niște oameni. Da. Păi vezi că tot vorbești pe nas. Ai și recunoscut singur de atâtea ori că ai bătut-o, că... Când am venit și mi-ai zis că ai bătut-o, de ce o dădeai? Că uite, am iepurașii, am alea, am alea. Și ce? A? Am, nu pot. Nu cerșesc pe drum, nu... Păi și ce, eu nu muncesc? Da, păi... Ce? Mai devreme de ce faci bani pe alții? Faci bani pe alții? Păi ți-am zis, am 20 de euro. Păi tu faci bani pe alții, nu? Păi am pe YouTube-ul nu te plătește, eu am colaborări cu televiziunea. Eu am 15 euro, 20 de euro, sunt 5 euro, 20 de lei, diferență. Tu la 17 ani ai voie să bei, ai recunoscut că ai băut. Unde am băut? Păi ai recunoscut. Bă, eu dacă vă fac astea publice... Mă, tu bei, că de fumat am văzut că fumez. Tu mai bei? Bei, a? Cine zice că bei? Consumi, ai că... Nu consum. Data trecută când am fost aici la Stelica, a zis că mai beți. Da. Că mi-a zis. Câte o bere? De ce nu recunoști Denisa? Câte o bere mai bei? De ce nu recunoști? Să știi că alcoolul îți agravează. Uite, voi v-ați distrus. La câte nu probleme ați văzut? Nu e amenințarea asta. Păi nu vă ameninți. Păi amenințarea e cum mi-a zis el, că intră peste mine, că ne vedem noaptea pe stradă. Ce mi-ai zis tu? Eu n-am venit special de la București aici să... Eu a doua oară când am venit ai zis că te-ai schimbat și că ești un băiat bun. Da, băiat bun, și-am băut. Păi și de ce te duci la bar să mă ameninți? Să da, vorbești de lume? Dar am auzit pe urmă că ce faci tu? Pe ce fac eu? Păi nu știu că tu ești vlogger, că dragi, că la ce eu sunt persoană publică. Tu dacă mă ameninți pe mine și eu pun asta pe net, în secunda 1 poliția se autosesizează. Și poate să-ți facă dosar penal. De ce să facă dosar? Dar tu de ce ai intrat în curte la mine? Păi omule, dar e filmare când fractul m-a invitat. A sărit gardul el, lumea poate să vadă filmarea. Nu, voastră aveți parte din... Poți să-ți dau CNP-ul tot ce ai nevoie. Da? Da. Sau dacă vrei după aia la mine, la mașină, acolo cu cea mai mare plăcere, că am strigat și a plecat acolo. Da. La unde e poarta albă acolo. Atunci. Da? Ok. Mai trebuie să mai stau aici cu individul? Nu. No. Bun. Dar cum vrei să zic, Stelica, uite, de ce mă instigi iară? De ce ești rău și nu ți-asumi? Haideți, mai bine... Evită un conflict. Asta a fost ultima oră când te-am filmat și când te-am băgat în seamă. Dar vreau să spun în felul următor. Dacă la casa acolo se va întâmpla ceva, tu ești singurul vinovat. Măi, omule, ți-am mai explicat de mult. Și doar lumânarea te mai salvează. Nu am treabă cu casa ta. Păi nu, că mie n-ai ce să-mi faci niciodată nimic. Păi n-ai cum să-mi faci. Ți-am mai zis, eu stau, vin din Berceni, prietene, dacă ai auzit vreodată de cartierul Berceni. Eu lucrez în București și nu știu unde. Păi asta zic. Dacă vrei să vii după aia cu buletinul și cu ștafeta, e problema ta. Mie ca și persoană, unul la unul, niciodată în viața ta și tot satul ăsta. Că eu respect pe toată lumea, dar tu ai fost arogant și negi faptele pe care le-ai făcut. Și mai mă și ameninți, tu te uiți la tine puțin cât ești tu și cât sunt eu. Mă, ți-am zis că nu te-ai luat kilogram, nu te cântărești, stai la unul. Păi la ce mă iei? Hai, gata, lasă-mă pace, hai bine, că termin. Vă aștept atunci la mine să veniți, da? Ok, bine. Gata, prietene, ați văzut. Ce să zic, sunt șocat că femeia pe care tocmai am filmat-o și în videoclipul următor pe care o să-l pun, o să-i pun un emoji pe față pentru că e de cea mai joasă speță, ați auzit, băi, și să vedeți filmările în următorul clip, chiar vă rog să urmăriți filmările din următorul videoclip pe care o să-l postez, să o vedeți pe dânsa, cum zicea de el, că e un alcoolic, că o pune să bea, că o bate, că îi face numai alea. Și acum, dintr-o dată, uitați cum s-a sucit, fraților, când ăsta a venit acasă, uitați-vă cum s-a sucit și ceea ce a zis, este incredibil. În fine, o să mă duc acum acolo la casă să-i aștept pe domnii polițiști să vorbesc cu ei. Dacă o să fie ceva relevantă din discuție, o să filmez și o să vă arăt pe vlog. Dacă nu, o să discutăm noi după aia, după ce pleacă domnii polițiști, să vedem ce ne spune. O să vă arăt și vouă după aia. Am vorbit și cu băieții de la poliție. Ce să zic, oamenii au înțeles și ei, fiind puștani, fiind de seamă cu mine aproape, au înțeles care sunt circumstanțele. Vreau să fac două afirmații. Una, bă, niciodată în viața voastră
nu mai ajutați oameni, că facerea de bine e futerea de mamă, unul la mână. La mine au venit și ați văzut în vloguri, au venit, ajută-mă, nu știu ce, că copilul mi-a fost omorât, că mă bate ăla, că nu pe aia, aia. Acum, dintr-o dată, nimeni nu mai bate pe nimeni, toată lumea e fericită, happy end. Și a doua, era femeia aia bătrână și o să vedeți vlogul de mâine, o să-i pun totuși un emoji pe fața acelei femei în vârstă, să ascultați ceea ce zicea de Stelică ăsta și de iubita lui Stelică, că o pune să bea la 17 ani, că o bate, că o înjură, că nu știu ce. Și acum s-a schimbat. N-am mai zis nimic de Stelică, n-am mai zis nimic, de aia toată lumea fericită, toată lumea așa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ceea ce m-a amuzat, m-a făcut să-mi dau seama că e bine să îți vezi de treaba ta și dacă unul își cere ajutorul și tu simți că nu merită, nu-l ajuta, că e cel mai bine. Și amenințările astea care mi s-au părut, ați văzut și voi și le-ați auzit, adică pe bune, încă o dată, ca și cum un copil de 14 ani stă și te amenință și te înjură și tu ai 30 de ani, 25 de ani, da? N-am stat să-i dau recurs la ceea ce a zis el, dar i-am spus, cum le-am zis și domnilor polițiști, dacă el își asumă să vină vreodată la mine în curte, o să primească ceea ce merită, dacă intră. Așa că asta am avut de zis, polițiștii n-au spus nimica și eu unul sunt, bă, șocat, cât de perversă e lumea, frate, cât de perversă e lumea. Deci nimeni de aici în capta, nimeni n-a mai văzut, nimeni nu mai știe, măsa e fericită cu ăla, nu s-au bătut, n-au făcut absolut nimic și, bă, chiar abia aștept să vedeți ceea ce spun acele femei mâine în vlog și să-mi spuneți, băi, pur, ești prost sau nu ești prost? A, și mi-a zis că am făcut 100.000 de euro. Păi mi-aș pula, dacă aveam 100.000 de euro, nu aveam și eu acum casa asta făcută și un GLE, ceva frumos, dar din păcate am făcut doar 25 de dolari de pe urmă la videoclipul. Aia, o să îi donez eu 100 ca să fie treaba bună. Dacă făceam 100.000 de dolari, cred că lăsam să-mi dea și vreo două palme, cel puțin. Dar asta e realitatea din România și chiar aș vrea să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți care este părerea voastră despre ceea ce s-a întâmplat. A fost așa filmarea mai dinainte, mai chiar nu mă așteptam. Lăsați-mi un comentariu și spuneți ce părere aveți voi. V-am salutat și aveți grijă de voi. Pa!